así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitata noastră e Oana Pelea. Oana Pelea, o actriță pur sânge. De ce pur sânge? O actriță capabilă să joace și scorpie, și înger, și bărbat, că ai jucat roluri în travestii, și strașnică muiere, ca să citez replica din Wojciech, și regină, și clovn, și Veta, și Jeanne d'Arc. Deci, o actriță în stare să îmbrățișeze și esența tragicului și esența comicului, e o actriță pur sânge. Dar dincolo, sunteți mulțumită, doamnă profesoară, de explicație? Da. Am remarcat un lucru. Ai surâsul ăsta când te văd cum râzi, cu râsul cu toți ăsta dinții, tău. Da. Cu toți. Cu toți dinții mei e mari adevărat. Și frumoși. E un surâs modern. Asta este bine, pentru că... Până acum eram categorisită la urâțenia pământului când zâmbeam. Acum, dacă am devenit da? La modern, da. Cine te-a categorisit așa? Tot felul de lume. Da? Păi când ești persoană publică, trebuie să fii. Cea mai urâtă, cea mai proastă, cea mai fufă. Treci prin toate. Am remarcat că ești un om care știe să cultive memoria părinților ei, un om care știe ce înseamnă memoria afectivă. Noi trăim acum o epocă nebună, în care viteza asta și cum alergăm noi după viața noastră, că noi alergăm după ea să o trăim și ne trăiește ea pe noi. Alergăm da, noi după ea să o trăim. Da, noi alergăm după viața noastră să o apucăm să o trăim. Dar nu apucăm. Nu, în loc să trăiești clipa, noi suntem într-o alergătură și suntem trăiți de propria noastră viață. Și cred foarte tare că tot ceea ce poți să realizezi în viață se sprijină pe umerii multor generații din spatele tău. Și atunci, da, am un cult al părinților mei. A crescut o generație care nu l-a prins pe Amza Pelea până când a jucat Amza Pelea. Până în 83, când a plecat. Din anii 50 până în 1983. Era născut în 1931. 7 aprilie, la Băilești. Deci avea 52 de ani. Da. 52 de ani e un om foarte tânăr. Tânăr și un actor care ar mai fi putut juca foarte mult. Da. Eu nu puteam să merg cu el pe bulevard, pentru că el pleca cu cămașa albă de acasă și se întorcea cu ea neagră. Pentru că lumea voia să-l atingă? Asta înseamnă vedetă. De asta te îmbraci în negru? Nu. Mă bușește râsul când au toate discuțiile despre vedetele de azi, știi? Vedetă au fost foarte puțini, vedete reale. Din fericire, eu sunt oprită și astăzi pe stradă sau șoferii de taxi care mi sunt foarte dragi și am o relație foarte specială cu ei. Te așez pe bancheta din spate, ei privesc în oglinda retrovizoare și cum începe conversația? Să învățăm de la șoferii de taxi? Da. Nu, se pot învăța foarte multe lucruri. Ce spun? Ce mai faceți, doamna Oana Pelea? Da, și urmă vorbim de tata și urmă vorbim de tot felul de lucruri și urmă mă întreabă unde mai joc și că nu mai au timp să ajungă la teatru. Unde mai joci? În trei teatre. La Bulandra, Scaunele, Ionescu, la Metropolis, Buzunarul cu pâine, lui Vișniec. E un spectacol făcut de mine și de colegul meu, deja fratele meu în ale teatrului, care e Sandu Mihai Gruia. Și la teatru foarte mic mă tot duc. Nu ți-e frică să joci acolo? Știu că este o clădire cu probleme. Nu m-am gândit niciodată. Dacă e să scadă cărămida, scade cărămida în cap. Poți să... Acum. Nu altă dată, adică se poate întâmpla să ne cadă un reflector pe mine în clipa asta. Și care-i problema? Atât a fost, s-a rupt. Nu cred în asta. Și totuși, n-am frici de genul ăsta. Din moment ce eu cred foarte tare în Dumnezeu și cred că noi aici suntem într-o trecere și într-o... Știi, îmi place foarte tare vorba lui Nikita. Noi suntem într-o petrecere pe această lume, știi?
Nu am teamă de moarte. Nu mi-e frică de moarte. E sigură că nu e o retorică? Am asistat la oameni care au plecat de pe acest pământ, nu numai împăcați cu moartea, ci luminoși. Adică se poate și muri frumos, nu se poate numai trăi frumos. Un om în plin succes, Neamărin, cel mai popular actor român al acelui moment, află brusc că mai are de trăit. Și asta, când m-am referit că am văzut oameni plecând în păcați, nu era vorba de el, el n-a plecat în păcat. Tata a plecat trist, pentru că ar mai fi vrut să facă foarte multe lucruri. Tot timpul spunea, mai aveam foarte multe de făcut. Și era trist sau revoltat? E o diferență de nuanță. Nu, n-a avut revoltă. Nu, tristețe. Nu, omul care a plecat în lumină, cum ar fi, a fost mama. Ea a plecat de o boală care acum eu consider ca o gripă, care asta e cancerul. Da, peste dar o gripă tot, care ucide milioane de oameni. Da, dar e peste mereu. Tot. În fiecare zi auzim de încă un caz. Și tot parcursul ei, 5 ani de zile, a fost atât de fabulos și atât de în forță și asumat o demonstrație a faptului. Nu numai că se poate duce boala într-o demnitate extraordinară și sunt foarte mulți oameni care reușesc asta, însă că se și poate pleca de pe această planetă împăcat și frumos. În orice caz, eu am petrecut cu ea ultimile 4 zile la spital, nedespărțite am fost, și am râs ultimile 4 zile, știind amândouă că ne despărțim. Ea mă făcea pe mine să râd și am spus, nu numai că mi-a schimbat viața, pentru că mi-a schimbat felul în care văd fiecare clip a vieții, știi? Dar mi-a schimbat și moartea, pentru că eu nu o să pot să spun niciodată au. Pentru că n-am auzit-o niciodată spunând au, știi, și a zâmbit așa și a zis, se pare că ai înțeles câte ceva, știi. Înainte de a schimba viața, ți-a dat viața. Eu am o altă teorie, am teoria că vin certitudinea că eu mi-am ales părinți. Am această certitudine. Că eu, de un, da, că eu de undeva de sus am văzut mai multe cupluri care se iubeau și că i-am ales pe ei doi. Îmi place imaginea asta cu un copil cosmic, da, care privește planeta, da, și-și alege, da, și am ales. Și sunt convinsă că am venit pe planetă să mă întâlnesc cu mama și cu tata. De aici încolo nu știu de ce am venit. Să încerc să dăruiesc ceva acolo umil și cu smerenie de pe scenă, pentru că în ecuația vieții mele există cuvântul a dărui, care e pe primul plan. Acolo mă regăsesc. Mulțumesc bunului Dumnezeu, am și primit foarte mult. Asta mă și duce mai departe. Nu e o meserie, eu n-o fac pentru orgoliu. Și în ziua în care n-ai dăruit nimic, pleci la culcare tristă. Da. E degeaba. E degeaba. Nu prea îmi îngădui însă. Asta Bun. Înseamnă și o obiciuire, știi? Pentru că a dărui poate să însemne foarte multe lucruri. Poate să însemne să dăruiești încredere cuiva, să dăruiești o privire, să dăruiești un zâmbet, să dăruiești o iertare. E mai greu să dăruiești o înțelegere. Prefer să dăruiești sau prefer să simți că ți se dăruiește? O privire, un zâmbet, o iertare, o înțelegere, o mână pe umăr? Tot ce dăruiesc, să știi că mi se întoarce. Astea nu sunt vorbe. Vorba lui Steinhardt, dăruind vei dobândi. Așa e. Dacă te pune Dumnezeu la încercare și dăruiești câțiva în bun și nu primești nimic înapoi? Dumnezeu m-a pus la încercare de nenumărate ori. Și am dăruit unor oameni care mi-au răspuns cu o monedă inversă. Au fost trădări majore, știi, trădări urâte de ăla care zici că ți-e prieten și cu care vrei să faci lucruri împreună și ăla pe la spate lucrează. Problema este cum răspund eu la provocarea asta. La mine e simplu, îi scot din filmul meu. Risc să ai un film blank. Vezi că risc să ajungi la un film fără oameni. Nu, va fi numai un film cu peisaj. E plin de oameni. Cu cât îi cunoști mai puțin, cu atât sunt mai frumoși. Vorbesc de două cazuri, de exemplu, de prietenii de o viață în care eu am dăruit și prima dată mi s-a răspuns frumos, a doua oară, a treia oară. Mie trebuie să mi se umple foarte mult paharul ca eu după să te scot din film. Adică e în timp, nu e așa. Îndur multe.
de dragul unei prietenii. Să ne imaginăm că te privește un om care nu e în stare să accepte ce mi-ai spus tu că accepți și că nu te sperie. Moartea. E foarte greu să privești în față și moartea celorlalți și propria moarte. Tu cum ai putut să faci față? Păi ca să nu îți fie frică de momentul ăla, trebuie ca până atunci tot ce parcurgi, clipă de clipă, dacă s-ar putea, să fie plin, să fie îndumnezeit. De pildă, când s-a prăpădit Amzapelea, nu aveai ceea ce se cheamă smerenie, nu? Absolut deloc. Tu cum ai definit smerenia? Îmi place foarte tare vorba lui Țuțea, știi? Care este, nu poți să fii plin de tine, că atunci nu mai are unde să intre Dumnezeu. Deci trebuie să-ți faci orgoliul ăla din ce în ce mai mic. Cu cât îl faci mai mic, cu atâta poate să intre mai mult Dumnezeu în tine. Deci aveai 21 de ani și erai plină de tine. Erai cea mai talentată, cea mai nu, interesantă. Cea mai complexată. Nu, n-aveam asta cu cea mai talentată. Nu. Multe complexe, dar și plină de... Adică le știam, le aveam, le înțelegeam. Și tata îmi erai... spunea, săracul, nu mai ieși din cameră când ai fața asta, că nu e nimeni obligat să uite la tine când ai moaca asta. Așa spunea. Ce moacă aveai? Ești actriță. Te rog să-ți recompui acea moacă. Inteligentă, eram inteligentă și le știam pe toate. Așa ieșai? Eu mă uitam așa și la tata. Da. Așa te uitai? Da. Bietu Amza. Da. Bietul Amza, biata domnica, da. Să le spunem telespectatorilor care nu știu că mama ta a fost femeia din umbră. Superba femeie din umbră. Frumoasă, da. Un aer de Audrey Hepburn. Da, cu ochii verzi. Și care a studiat aseul, da. Dar a fost toată viața casnică și s-a ocupat de Amza și pe urmă de tine. O femeie care a trăit prin voi, da. Cu toate că ar fi putut trăi și prin ea însăși. Cu nu? Toate că Liviu Cilei la un moment dat i-a propus un rol. Și l-a refuzat. Ea nu, dar Amza da. Amza, poate... Amza a spus nu, adică nevasta mea, actriță, nu. Dar tu, de la ce vârstă ai realizat că ești în casa unui mare actor? Niciodată. Și că omul pe care ți l-ai ales din cosmos e un mare actor? După ce a plecat. După ce s-a prăpădit? Păi, eram cu tata. Bine, tata, dar când ai intrat la institut... Nu poți să-l vezi pe tata actor. Din potrivă, poți să-i spui care e momentul prost care l-a făcut. Și eu și mama îl taxam tot timpul. Acolo n-a fost bine, sau acolo a fost râsul fals, sau... Și mai ales mama al taxa. Și el cum reacționa? O adora, pentru că era ochiul cel mai critic și cel mai cinstit și cel mai cu drag care se uita. Ei, și la 21 de ani ți-a căzut primul proiector în cap. Atunci nu aveai teoriile astea despre lume și viață, nu aveai teoria ta despre moarte, teoria cu alesul părinților o aveai. Da. Dar te-ai gândit vreodată de ce acolo în cosmos, unde sunt copiii cosmici care aleg pe cineva de pe pământ, de ce nu e un copil cosmic care să te fie ales sau care să te aleagă? M-am gândit, probabil că ori nu merit, ori nu e să fie. Știi, lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple chiar. Dar am avut două reacții foarte diferite la plecările lui tata și a lui mamă. Ce distanță de timp a fost 20 între 20 de ani fix. După plecarea lui tata am spus că nu mai există Dumnezeu. Și că nu cred în Dumnezeu și pentru că i-am și scris o scrisoare lui Dumnezeu. Și nu mi-a răspuns, știi? Că nu-l rugam decât să fie sănătos. Să fie sănătos, tata. Atât. Și atunci am zis, gata, nu există. Este clar, nu există. Și ani de zile aveam refuz. Amza a plecat cu refuzul ăsta? Nu. În ultimile 3 zile, pe patul ăla, a spus, Doamne, cum am putut să trăiesc fără să cred în Dumnezeu? Deci el a avut o revelație, el crezând în Dumnezeu, a crezut toată viața, în felul lui, în felul, fiecare avem felul nostru și relația noastră cu ceea ce înseamnă Dumnezeu. Dar a avut așa o revelație și știu că ne-a șocat și pe mine a și pe mama. A venit un preot? Nu-i vorba de preot. El singur a spus asta. Probabil că a avut o viziune de ce? Sau de probabil... Ce? Nu ne-a explicat niciodată. Dar eu am avut după aceea un război total declarat pe față cu Dumnezeu, o negare totală. Pentru că nu mi-a ascultat rugăciunea. Și dacă mă întreb cum s-a întâmplat revenirea mea pe drumul ăsta, eu nu știu să-ți explic. După ce a plecat Amza, ai rămas 20 de ani cu mama. Da. Nu? Da. Erați prietene? Da. Era o conviețuire într-o actriță și impresara ei sau sprijinitoarea ei? De toate. Și prietenă și omul care mi-a suflat în aripi...
tot timpul și mi-a dat încredere și omul care mi-a zis când vezi că acum o să greșești și eu ziceam lasă-mă să greșești și mă lăsa. Nu, e întâlnirea... N-ai prea greșit. În scenă n-ai greșit, i-ai oferit niște mari roluri, nu? Mama trăia când ai făcut Mașa în Trei Surori. Da. Trăia când ai făcut Scorpia Îmblânzită. Da. Trăia când ai făcut Richard al Doilea. Da. Trăia când ai făcut Hamlet. Da, deci da. Iată ce cadouri i-ai făcut. Da, sigur, da, s-a bucurat. În același timp îmi spunea, cum îi spunea lui Amza, vezi că în momentul ăla nu e bine, acolo trebuie mai sus, acolo și avea dreptate. Și mă enervam îngrozitor că era dreptate și ne ciondăneam seara și formă ne împăcam dimineața. Ah. Eram mai orgolioasă da. Decât am și seara dat. Plecai fără să spui noapte bună? Da. Nu s-a întâmplat niciodată să plec fără să spun noapte bună, dar... Pentru că niciodată n-ai avut așa un rol prost. Da, n-am avut un rol atât de prost ca să mă desfințeze, da. Și dimineața cum se producea împăcarea? Ne spuneai, știi că totuși ai dreptate. Da, evident. Da, dar orice mamă vrea pentru fata ei, ce n-a avut ea sau ce a avut ea, ori mama ta a avut o căsnicie fericită, nu era îngrijorată când a văzut că împlinești lângă ea 40 de ani și că nu te așezi la casa ta? O să se mire absolut toată lumea. Nu. Dacă eu aș fi întâlnit pe acela, probabil că mama mea ar fi suferit și mi-ar fi spus, ești proastă, este acela, fă ceva. Dar acela nu a apărut niciodată în viața mea. În ochii tăi, pe fața ta, se vede că ești o femeie care totuși, sau fără totuși, da. A știut și știe ce înseamnă să iubească. Știi da. Ce înseamnă iubire. Da, slavă Domnului, mulțumesc. Și atunci? Și atunci una e iubire, alta este omul cu care să zici, da, vreau pe viață. Mama și cu tata când s-au întâlnit, au știut din prima secundă. Pe când ție nu ți s-a întâmplat? Niciodată. Să întâlnesc, să spun, asta e. Asta chiar niciodată. Poate dacă mă întâlneam cu De Niro față în față, nu-i mai dădeam drumul. E deja prins. Te întreb toate astea, pentru că mai mult decât în orice altă meserie, în meseria unui actor, viața și cu meseria devin aproape una. Mm-hmm. Se întrepătrunse, se condiționează. Da. Ei, și la al doilea șoc, cum ai reacționat? Tentația mea a fost să reacționez la fel de prost ca la primul, numai că datorită ei și datorită modalității în care ea a dus lupta asta cu boala și cu sfârșitul. La un moment dat n-a mai fost o luptă. La un moment dat a fost o explozie de spirit, ceea ce s-a întâmplat cu ea. Și eu am fost un simplu martor, știi? E îngrozitor să fii martor la durerea lui ea și nu poți să-l ajuți, dar să fii martor la cum tot cauciucul ăsta care ne înconjoară, știi? Ăsta, trupul, te lasă. Pentru că ea a avut operație, a rămas fără mână la un moment dat și fără claviculă și fără, era jumate din corp. A fost, fără o mână? Da, a fost mutilată. Nu se mai putea de durere dintr-o femeie absolut superbă. Și a dus această chestie incredibil. Lecția cea mai mare de viață la care am asistat, știi? S-a uitat în oglindă, țin minte când am venit de la spital, s-a dezbrăcat, s-a uitat în oglindă și sunt jumate din ea lipsea. Și eu eram în spatele ei, am vrut să nu mă vadă în oglindă, m-am retras, știi, să nu-mi vadă. Eu eram terminată când am văzut cum arată. Și s-a uitat în oglindă și a zis, urățel. Atât. Hai să bem ceva, să ne uităm la televizor, hai. Forță, deci eu vorbim de o forță a naturii. Vorbim de un fenomen, știi? Oricând ai un fenomen lângă tine și mai avusem și pe Amza înainte. Te-ai gândit vreodată că poate forța asta a naturii o dădeai tu sau că o avea numai pentru tine? Ar fi avut oricum. Așa era ea și așa a funcționat toată viața ei. Însă sigur că probabil era și pentru mine, ca să-mi dea și mie curaj. Ceea ce a și făcut. Și atunci am avut o discuție extraordinară înainte... de a pleca, adică înainte de operație, a fost senzațional că am vorbit, a venit să o ia la operație și eu i-am spus, zic, uite ce se întâmplă. Eu care până atunci trăgeam de ea să stea pe pământ, adică trăgeam și am spus, fără tine nu pot, o să fie o catastrofă, o să fie o dramă, eu nu mai vreau să trăiesc dacă tu pleci și așa mai departe, asta eram eu. Și încet, încet, prin suferința ei și prin această explozie de spirit la care am asistat m-a luat de mână și m-a adus în momentul de a-i spune înainte de operație, dacă o fi așa cum se spune, că vezi coridorul, știi, și că vezi pe Doamne, și că vezi lumina, sau îl vezi pe Amza care o să vină să te întâmpine, sau dacă e
cum e în toate, știi, tunelul, așa? Care te cheamă? Care te cheamă să nu te întorci, că mă descurc. I-ai spus așa? Da. Cu zâmbetul ăsta? Da. Dar zâmbetul ei a fost senzațional. Că mi-ai zis mersi. Și s-a întors nebună. S-a întors și am mai avut 2 luni super. Și pentru că vorbeam de interferența asta dintre viață și meserie, o interferență, repet, unică, adică nu mai există nicio meserie din lumea asta ca actoria pe care să o faci cu trupul, cu nervii, cu ochii, cu carnea ta, cu sistemul tău nervos. Ei, când a fost biciuit în halul ăsta sistemul nervos, câți ani au trecut de atunci? 5 ani am făcut acum. 5 ani. Iată, 5 ani și după cum reacționezi acum, parcă este azi, nu ieri. Ei, nervii biciuiți atunci, cum s-au văzut în meserie? Eu am lipsit din această meserie 3 ani. Din această cauză? Dintr-o alegere a mea de a fi lângă ea. Ai tras obloanele? Nu m-a mai interesat, n-am mai putut juca, nu m-a mai interesat, nu vroiam să joc. Nu te interesați? Ți se părea derizoriu? Punct. Punct. A, definitiv. Și ea a acceptat asta? Pentru că totuși condiția profesionalismului în actorie este orice se întâmplă, te duci și joci. Orice se întâmplă, mă duc și joc. S-a întâmplat când a plecat Amza. Deci când a plecat Amza, eu la 5 zile am avut examenul de diplomă. Cu ce? Cu Bună seara, domnule Wilde, cu o comedie, cu un musical. Și l-am jucat. Sandamanul mi-a dat telefon, mi-a spus poate că nu e bine. Nu poți, n-ai cum după 5 zile. Nu, amânăm. Și am spus nu, nu amânăm. Pentru că tata juca Nic-Nic, tot o comedie, când a primit în pauza spectacolului un telefon în care îi se spunea că tatăl lui a murit și el a continuat spectacolul. Și atunci am spus nu, Amza a fost în stare să facă asta, trebuie să fiu în stare să facă asta. Era un musical fermecător, ai cântat, ai dansat, da, Cassandra. La Cassandra, da. Și prin asta ți-ai dovedit ție că ești o demnă urmașă a tatei. Da. Ai avut tăria să joci Oscar Wilde, să cânti și să dansezi la 5 zile după ce tata a plecat. La 40 de ani, când s-a prăpădit mama, erai deja o actriță care a fusese mari roluri, ai mușcat din glorie. Cu atât mai grav sau exemplar sau ciudat sau cum vrei, a fost gestul tău de a spune stop meseriei. Mi-e poate alegerea cea mai înțeleaptă a vieții mele. Pentru că am avut 3 ani superb lângă iubirea vieții mele, lângă mama. Și ce făceați? Stăteați tot timpul împreună în casă? Nu știu ce făceam. M-am bucurat de ea. Nu mi-aș fi iertat niciodată în viața mea dacă n-aș fi fost lângă ea. Niciodată. Și... poate că împăcarea cu mine ține foarte mult și de asta. Și în ăștia 3 ani în care ai stat lângă mama, mama era validă, n-ai jucat rol de infirmieră, nu se înțelege că ajutai un om invalid. Nu. Era validă și trăiați amândouă cum? Ca într-o comedie cehoviană? Cum? Păi cum râdeam de dimineață până seara, am citit, am ascultat muzică, am văzut filmele care le-am... Trăiam frumos. Viață socială aveați? Nu, pentru că ne ajungeam una altuia. La teatru nu mergeați? Nu, unde la teatru nu. În ăștia 3 ani n-ai pus picior într-o sală de teatru? N-am. Și în cei 3 ani ai reușit să supraviețuiți financiar? Greu. Da, greu. Dar am reușit. În afară de 2 covoare pe care le-am vândut ca să trăim, că acum mi-am adus aminte, când era mama bolnavă, covoare de la străbunicii mei. De pe partea mamei. Da. Care ce au fost? Au fost boieri. Boierii olteni? Boieri olteni, din Craiova, da. Deci Amza, neamărind din Băilești, s-a însurat cu o fată cu origine nesănătoasă. În anii 50? Da. Nici el nu era prea foarte sănătos. Că de ce? Pentru că și bătrânul Amza avea la Băilești o țără de pământ acolo. Și era cotat ca țăran semi-chiabur. Semi-chiabur, da. Dar ea era boieroaică, adică nici au făcut pușcărie. Cum o chema pe mama? Policrat. Policrat? Da. Ăsta e nume grecesc. Absolut. Mama e grecoaică, da. 100%, ca să zic așa. Da. Și era singura descendentă a familiei Policrat? Singura. Și străbunica mea a murit la 50 și ceva de ani în pușcărie, în Bătăi. În ce pușcărie? La Craiova. Doar pentru că era boieroaică. Dar apropo, în acțiunea recuperării a intrat sau nu? Sunt în acțiunea recuperării și mă lupt, am 2 procese. O să fiu declarată proces umană în curând. Da? Și dă-i și luptă, și dă-i și luptă, dar pentru ai primit că ceva las, până dar acum. Nu mă las absolut deloc. Am mai primit ceva care mi se fură acum 2-a oară. Asta se întâmplă în Urzicuță.
Ce, pământ sau ce? Da, pământ care acum se spune că nu e al meu și au depozitat acolo și am avut o imagine incredibilă tot la Urzicuța, după ce murise mama și m-am dus pentru că furau, construiau pe terenul care era al meu cu acte și cu tot. Și a venit primarul, care el susține că pământul nu e al meu, adică cu toate actele, cu acte din 1800 și vorbim aici, care arată, ele sunt operă de artă când le arăți, știi? M-am dus, am arătat, au zis, da, nu sunt el noastră. Și la un moment dat era pe un câmp, era toamnă, au apărut femei în vârstă, toate în de-astea, în negre, care luate de vânt, așa, erau chiar ca într-un film grecesc? Absolut, ca într-un film grecesc, okay. Care stăteau pe la colțuri și cu acest primar care urla că pământul ăsta nu mi-a aparține. Mai iau 5 metri, mai construiesc ceva, mai iau, eu nefiind acolo, neavând oameni care se ocupe acolo, au impresia că se poate întâmpla orice și nu se poate întâmpla orice. Nu pot, sinistru. Adică sunt oameni care au murit în pușcărie pentru simplu fapt că au avut o bucată de pământ. Și eu acum să-i lasă fure a doua oară, mi se pare sinistru. Mai ești în casa în care s-a prăpădit mama? Da. Și în casa în care sta cu Amza? Sau nu, de acolo nu, ați plecat? Nu, de acolo am plecat imediat. Nici nu era casa noastră, era Icral, cum era pe vremea aia. Și era enormă casa, era... Nu puteam să o susținem. Umilită te-ai simțit vreodată? De foarte multe ori. Dar nu e o problemă asta. Știi, Geta Angheluț avea vorba extraordinară, care mi-a fost asistent și spunea, fruntea sus, genunchii tari. Dar asta te întărește, nu asta e o problemă. Ai simțit în momentele în care erai căzută sau în care mama s-a îmbolnăvit, în care erai extrem de vulnerabilă profesional vorbind, pentru că e limpede, nu mai puteai să joci, faptul că n-aveai chef să joci, că nu puteai nervos să joci, înseamnă asta, un fel de invaliditate profesională. Nu aveam ce dărui. Pentru că te simțeai un om terminat. Da, eram terminat. Știi cum se spune, homo homini lupus. Oamenii și mai ales în breazla asta în care senzația unora e că nu fac carieră din cauza altora, că e bătălia pentru roluri, că totuși e o competiție, că totuși nu pot amândouă să joace Scorpia și nici două să fie regina. Regina e numai una. Ai simțit atunci că oamenii sunt mai blânzi, mai buni, mai toleranți cu tine sau dimpotrivă? Că se năspresc și că sunt mai răi. Totdeauna când omul este mai vulnerabil, atunci se dă în el. Întotdeauna se întâmplă asta. Dar e o prostie să aștepți ajutor. Nu mă putea ajuta nimeni. Era viața mea și lupta mea cu moartea împreună cu mama mea. Cine să te ajute? Cine să te sprijine? Câteodată un telefon poate mă ajuta să mă întrebe mai poți sau nu mai poți. Dar mai mult ce să mă ajute? Deci... Uite că am căzut în picioare, uite că chiar dacă n-aveam ce mânca la un moment dat, am căzut în picioare și sunt, slavă Domnului, pe avioane acum și extraordinar și nu mai fac față la cât se cere de la mine. Și... Au fost perioade în care ai murit de foame? Da, au fost perioade, două perioade în viața mea în care nu prea aveam ce mânca deloc. Din După moment revoluție. Ce am vândut din casă, din moment ce am trebuit să vând din casă, îți dai seama că au fost, da. Dar nu sunt singura. Crezi că sunt singura? Nu. Iată că mor actori uitați în garsoniere și nu. În scenariul vieții tale, dacă ar fi să alegi replica mamei, marea replica mamei, apropo de replica asta, fruntea enorm, sus, genunchii tari. Enorm de multe. Câteva care îți vin în clipa asta Una în minte. Una este să nu uiți niciodată că viața e pe zile. E greu. E foarte greu și să trăiești ziua asta, știi? Noi tot timpul facem planuri mari, facem și pleacă ziua asta. Asta o ratăm. Eu știu atâta, că nu există decât acum. Și s-a și dus. Majoritatea oamenilor cred că trăim tot timpul cu ideea că există mâine, mâine, da. Mâine. Și cu senzația că într-o zi, eu acum o să muncesc, acum trag, acum e pentru copii, acum învăț, acum iau asta, lasă că stau mai mult la birou ca să... pentru că o să vină o zi când o să trăiesc. Nu vine niciodată. Ciupriză, nu vine niciodată. Da. În ziua în care a plecat, mama s-a uitat pe geam cu un zâmbet absolut superb, absolut, era numai spirit așa, și zâmbea. Și eu am întrebat-o, de ce zâmbești, mamă? Și mi-a spus Gagico, că așa îmi spune. Gagico, a fost foarte mișto.
și cred că oricâte teorii, înțelegi? Facem. Oricât de mare cariera e, oricâte Oscaruri, oricâte iubiri, oricâte drame, cred că scopul fiecărui om pe pământul ăsta este să ajungă acolo momentul ăla când o să plecăm cu toții și să avem puterea să spunem, mie încurge lacrima acum, ei nu. Mie încurge de dor de ea, ei nu. Ea era lumină. Să ai puterea să spui luminos a fost foarte frumos. Bine, dar e îngrozitor că majoritatea oamenilor suferă că n-a fost frumos. Și-o fac. Și-o fac. Ne-o facem. Frumoasă viața sau urâtă. Eu, mie, îmi. Nu e nimeni de vină. Nici sistem social. Nimeni dacă îți faci viața urâtă. Au fost oameni bătuți în pușcărie și fără dinți în gură și călcați în picioare care au murit în lumină și știm și sunt oameni care au de toate astăzi și îmbuibați care îmbuibați și nefericiți. Fiecare își face viața așa cum poate el. Mama mea nu s-a ajutat decât ea pe ea, cu forța pe care a avut-o ea. Cine să te ajute? Cine pe lumea asta? Și când am plecat de pe lumea asta, judecata aia de apoi este îngrozitoare pentru că o să vin tot eu să mă întreb ce am făcut cu viața mea. Asta e o teorie și mai îndrăsneață. Așa e, sunt convinsă. În viziunea ta o să apar tot eu. Te judești tu pe tine, dar cine? Dar corect și fără milă. Îți dai seama, aia e judecata. Mare. Eu îmi știu toate. Toți ne știm, cu toții purtăm în spate un sac enorm de lucruri urâțenii. Toți avem un sac. N-ar fi mai bine să-l dai la o parte, să zici, gata, termin cu asta. Hai să adun ca moșul lucruri frumoase, ca să pot să le dăruiesc. Deci de la fata care a scris o scrisoare, nu i s-a răspuns și a hotărât că nu este, ce s-a întâmplat ca să ajungi să fie Dumnezeu? Subiectul numărul 1 al vieții tale. Nimic. Asta-ți spun. Nimic. În sensul că am avut senzația că sunt luată de mână și îndreptată spre acest punct în care eu am putut să-i dau drumul mamei mele și să am pace. Și atunci asta se numește, în concepția mea, miracol. Relația mea cu Dumnezeu a fost cu totul alta. I-am încredințat-o. N-ai mai cerut să nu mai... Nu. N-ai mai cerut nimic. Nu, din potriva. Am cerut să facă lucrurile cum să fie ei bine. Încercările astea te-au golit de tine și te-au... Da, m-au dat, adică m-au dat atât de tare, mi-au căzut toate în cap și m-a dat viața cu capul, știi, de pereți, că m-am trezit. Și atât de frumos. Și după să trăiești așa? După 3 ani, când te-ai întors, te-ai întors ca la o slujbă, ca la o meserie, ca la o artă, ca la ce? M-am întors tot datorită ei, pentru că ea mi-a spus în ultimele zile să te apuci foarte repede de lucru. Poate că dacă nu mi-o spunea, nu o făceam. În clipa în care tot îți e luat, te trezești și te bucuri de orice secundă pe care o ai. Te bucuri că ai 2 mâini, că ai 2 picioare, că ai 2 ochi. Respiri. Nu există ceva mai minunat decât clipa asta în care suntem vii. Clipa cea repede ce ni s-a dat. Ce ni s-a dat. Tata avea o poezie extraordinară în care spunea, m-am întâlnit la un colț de viață cu mine. Știi? Acolo e problema. Ori eu de-abia după ce Dumnezeu mi-a luat, așa a fost să fie, prețul meu, tot ce am iubit, m-am întâlnit. Și m-am trezit. Îmi pare îngrozitor de rău de ani și ani pierduți în judecăți, în prostii, în nervi degeaba, în bârfe, în tot ce poate fi mai inutil. Când trăim o minune. Nimic, Oana, din ce se întâmplă nu te revoltă, nu spui, e greșit scenariul, comunicarea e bruiată. Nu. Și sunt fericită, sunt un om fericit. Dar știi că și profesional s-a întâmplat la fel. Deci în clipa în care am pierdut și pe mama și pe tata și n-am mai vrut absolut nimica, au venit
toate spre mine. Cele mai bune lucruri, da, care ți s-au întâmplat. Toată deschiderea spre Occident, au venit filmele din străinătate, a venit agentul de la Londra, a venit lume care trage de mine afară, au venit propuneri, au venit oameni care mă împing și îmi dăruiesc. În clipa, adică, în care viața a avut grijă de tine. Și cu ce ai reluat meseria după ce s-a dus? Scaunele lui Ionescu. Da, a fost ideea mea și m-a ajutat Institutul francez m-a ajutat atunci, în regia lui Felix Alexa și cu Răzvan Vasilescu. Și asta a fost întoarcerea ta, da, în meserie. Da. Eram la o premieră de film și m-am întâlnit cu doi actori pe care eu îi iubesc foarte tare. Una este Rodica Negrea și altul era, sau este, Adrian Pintea. Și ne-am întâlnit și ne-am uitat unii la alții așa și nu știu de ce mie mi-a venit să întreb: voi simțiți că are cineva nevoie de voi? V-a propus cineva ceva în ultimii 5 ani? Cum e întrebarea, ce ați făcut în ultimii 5 ani? Și răspunsul de la amândoi a fost: absolut nimeni nimic. Iată câți artiști de enormă valoare în România nu joacă, însă vreau să spun, bucurați-vă de ei, că, pe urmă, într-o bună zi, vine acest moment și ne pare rău la toți că nu ne-am bucurat. Tu nu ai ce să-ți reproșezi? Nu. Ai o carieră de mare diversitate? Ai ceva să-ți reproșezi? Nu. Pentru că n-am făcut compromisuri, ceea ce consider eu compromis. Ce consider compromis? Compromis e să-ți construiești o carieră călcându-ți credințele tale în picioare sau prieteniile tale. Dar în jur ai văzut oameni în stare să calce pe cadavre pentru un rol? Da. Și niciun rol din lumea asta nu merită. Se pare mult mai important să trăiești frumos și curat pe pământul ăsta decât să ai succes, glorie și tot felul de prostii numite care să-ți mângâie așa orgoliu, călcând peste tot. Pentru că se vede pe fața ta după aia. Dar nu poți să convingi pe nimeni pe lumea asta de absolut nimic decât pe tine. Și da? Competiția e numai cu tine, da. Acum parcă îmi povestești un cântec de Leonard Cohen. Îl ador. Ăsta este un artist care dăruiește, știi? Și am impresia că tiparul tău emoțional, până la urmă, e pe acolo. E pe acolo. Și da, ca drum al meu, dacă vrei. N-am fost în Mocirla, în care, exact, a fost nu el. Te-am văzut, n-am trecut în droguri masă niciodată, n-am încercat. Pentru că mi-a plăcut atât de tare să fumez la viața mea, încât în clipa în care am auzit de droguri, am spus: nu voi încerca și niciodată. Și de fumat ai reușit să te lași? Da, nu fumez de un an. Cum jumate ai reușit? Ajunsesem la 2 pachete jumate. De țigări pe zi și am avut de ales să... M-am enervat foarte tare după un spectacol. Am venit acasă pe bulevard, nu mai cât 2-3. Și nu mi-intra aer în piept. Și am spus: gata. Tata, când a plecat, m-a rugat să mă las de fumat. Am zapele, a murit de cancer la plămâni, metastază. Și în condițiile astea tu ai putut să te apuci de fumat? Nu, fumam deja. Adică când a plecat, am zis: eu fumam. Și ai spus gata. Da, gata. Știi celebra vorbă că e ușor să te lași de fumat? Eu m-am lăsat de 5 ori. Da. Deci tu de câte ori te-ai lăsat? De 3 ori. De 3 ori? Mm-hmm. Nu cred că am făcut multe lucruri importante în viața mea. Ăsta e unul foarte important. Lăsatul de fumat? Da, eu sunt foarte mândră. Ești un om serios, un om care a făcut mari partituri, un om care în ultimii ani am văzut te înscrii în etapa de pionierat actorii români care încearcă să lucreze și în străinătate. Fiind un om care joc acum și în străinătate și tot fac naveta. Drumul, naveta, diferența este enormă, știi? Adică vii de afară cu o anumită energie și cu un anumit chef și cu o anumită forță și vrei să faci lucruri și să împingi lucruri și așa, și după 2 zile și până la urmă ajungi tot aici. Pentru că aici, pentru că ce? Pentru că aici este un alt fel de energie. Și gândesc că e păcat de țara asta, că țara asta are un filon de geniu. Filonul ăsta de geniu, în ce îl vezi exprimat? Există un haz, există o șmecherie, există ceva viu, există ceva pe moment. Suntem țara în care mi-am decupat o replică jucată de tine în Veta. De ce mai dă Dumnezeu omului fericire când i-o ia pe toată înapoi? Când i-o ia pe toată înapoi. De ce nu moare omul când e fericit? Suntem în stare să spunem replica asta cu haz. Putem râde la replica asta. Da, e mare lucru. Ceea ce e deja mult. Deja e un mare plus. Deci până la urmă, da,
hulitul, ca să zic așa, filon caragialian din firea românului, poate fi văzut și ca un semn de superioritate. E adevărat. Ai lucrat cu Mihai Măniuțiu foarte mult, cu Tompa Gabor, cu Ducu Darie, cu Felix Alexa, cu Stere Gulea în cinema, cu Dan Pița. Am lucrat cu mulți, am lucrat cu Țulei, cu Cuaron, pe care îl ador. Și cu Oliver Parker. Din punctul tău de vedere, ce îi ceri unui regizor? Să mă iubească. Să aibă încredere în mine, da. Nu cer prea mult. Păi atunci să ia pe altcineva. De fără iubire nu, n-am cum. Deci vrei să te simți iubită. Da. Chiar dacă nu e adevărat. Nu, dacă nu e adevărat, simți și atunci înseamnă că nu mă iubește. Deci iată ce meserie. Vrei, ceri, condiția e să te simți iubită. Cel puțin pe durata lucrului. Da. După aceea, la revedere. Și mai cer ceva foarte greu de îndeplinit. Ce? Să aibă caracter. Poate să vină un regizor genial la tine, la care nu caracterul să fie pe locul întâi. Uite, o să-ți spun ceva. Întâlnirea mea cu Coppola, de exemplu, a fost absolut senzațională. Noi ne-am întâlnit 10 minute, nu m-a pus să dau nicio probă, a zis că vreau un film, din păcate n-am rol mare. Am semnat un contract cu el și după aceea mi-a venit propunerea de la Londra cu Cuaron. Și Coppola a făcut ceva ce nu ar fi făcut 99% din regizorii din toată lumea asta. A spus, ce rol ai acolo? Și i-am explicat că e vorba de un rol principal, ori aici era o trecere prin film. Și mi-a spus, eu nu am dreptul să-ți opresc drumul. Asta înseamnă un enorm caracter și o generozitate absolut fabuloasă. Ca actor din România, te-ai simțit vreodată mergând acolo, totuși, ruda din provincie, ruda săracă? Da, de obicei la început, când vii, vorbesc de echipă, pentru că regizorul, dacă te alege, te alege pentru talentul tău sau pentru că are nevoie de tine. Echipa sau cum te primește? La început este ușor rece relația. Este, dar poate că și față de un bulgar, sau poate și față de un ungur, sau poate se întâmplă același lucru, sau oricine din afară. În schimb, în clipa în care tu funcționezi bine și îți faci treaba profesionist și faci tot ce se poate ca să slujești acel scenariu. Atunci și ei te privesc altfel. De exemplu, la film, după 4 zile de filmare, mie mi s-a schimbat rulota. Mi s-au schimbat toate condițiile, mi s-a dat altă masă. Doar pentru că s-au lămurit cu ceva, cam cum funcționez, cam cât, cum sunt ca actriță. Dar lucrurile acolo merg altfel decât la noi? Munca pe platou, ai văzut că funcționează altfel? Da. Te simți important, te simți băgat în seamă, te simți prețuit. Despre asta îți vorbeam și cu regizorul. Trebuie să mă simt că sunt importantă cât de cât pentru tine, știi? Ca să pot să mă dăruiesc în străinătate. Toată lumea recunoaște că românii au actori senzaționali. Bine, să privim adevărul în față. Deocamdată e o fază de pionierat. Actorul român la ora asta are de ales pentru străinătate între roluri de plan 2, dacă nu chiar și 3. Da, evident. Și asta e tristețea, pentru că la capitolul talent ei ar merita roluri mult mai importante. Da, asta se recunoaște. Există o barieră. Nimeni nu te așteaptă cu covorul roșu. Nimeni nu ne va aștepta niciodată cu covorul roșu, pentru că nici pe ei o să râzi, nu-i așteaptă nimeni. Decât pentru la Cannes. Nu, la Cannes și după aia se strânge repede. Trebuie să spui unei generații tinere, înarmați-vă. Trebuie să știți limba la perfecție, trebuie să fiți de 2 ori mai în priză, trebuie să depuneți de 7000 de ori mai multă muncă, pentru că acolo se muncește, pentru că am văzut actrițe care nu-și îngăduie o secundă să nu fie în priză și o secundă nu-și îngăduie nimeni să bârfească cum a venit ăla îmbrăcat sau cum arată, pentru că nu despre asta e vorba. Și au atât de mult de muncit acolo, deci e o focalizare senzațională numai pe treabă. Și un profesionalism de la care nu ai cum să nu înveți și să nu te bucuri. Mie mi s-a spus aici, dar cum a fost posibil să te duci să bagi la uși, la agenți și să dai probe? Ăsta e punctul de plecare. Și am zis, adică cum, ce trebuie? Păi da, ei trebuiau să vină ei să te vadă aici la teatru. Deci această concepție pe care o avem noi, că suntem buricul pământului, nu te duce niciunde. Sunt mii de actori senzaționali în lumea asta care sunt la coadă, la toate agențiile. Că în clipa în care ești actor român și porțile sunt cât de cât închise, pentru că venim dintr-o altă lume și prinzi X rol, Y rol, chiar dacă e mai mic, chiar dacă e mai mare, e o foarte mare victorie, pentru că se vorbește frumos, într-adevăr, de actorii români.
Când am pus prima dată piciorul la Universal Studio și când ai, pui piciorul la un buget de 78 de milioane de dolari și în fața ta sunt cei patru mari directori ai studioului și dai mâna cu ei, nu ai cum să nu te simți puțin intimidat. Prima replică care mie mi s-a spus acolo a fost just smile and shut up. Și eu n-am înțeles de ce și m-am simțit foarte jignită. Adică zâmbește și taci? Și taci, da. M-am simțit foarte jignită în orgoliul meu care el mai pâlpâie acolo, îl am. O noapte întreagă am stat și am plâns pe această replică. Adică cum? După o carieră în spate, mi se spune just smile and shut up. Gros. Și după trei zile, nu, că de-aia e viața frumoasă. După trei zile am înțeles că dacă eu aș fi îndrăznit să scot un cuvânt, aș fi încurcat o lume care muncea la acest proiect de 8 luni de zile. Totul era pus exact cum trebuia, unde trebuia și încurcam. În schimb, când s-a pus aparatul pe mine și eu a trebuit să-mi repet scena, mie mi s-a dat voie să fac așa cum am vrut eu și să vin cu ideea mea. Deci da. M-au pus în valoare, dar când era cazul, știi? Dar orgoliul din mine era să dau eu acum idei. Câteodată e foarte bine just smile așa, da. Din tot ce ai jucat de-a lungul timpului, dacă ar fi să-ți alegi o replică, o replică aproape de suflet, care ar fi? Asta din Mă tot duc, joc de 13 ani și deja nu mai e o piesă de teatru, e o experiență de viață. Trebuie să trăiești foarte delicat, că altfel n-are niciun haz.